La ședința din această lună a Colegiului Prefectural, reprezentanții instituțiilor deconcentrate au avut de prezentat rapoartele de activitate. În prim plan s-a aflat Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Acesta a prezentat structura noului an școlar realizată până în acest moment. Datele sunt însă îngrijorătoare. 62 de unități de învățământ au fost închise anul acesta, iar altele au fost comasate. Asta și din cauza faptului că nu s-au încadrat în numărul minim de elevi. Nici la autorizațiile sanitare școlile băcăoane nu stau foarte bine. În acest moment, 257 de unități de învățământ au rămas fără autorizații, fie din cauza că nu dispun de apă curentă, nu sunt racordate la canalizare, fie din cauza că mobilierul este inadecvat, iar sălile de clasă sunt impropriu amenajate. Soluții se caută, dar fiind legați noi de primărie, de consiliul local, ei au posibilitatea să unde sunt, ce a fost legat, ce a fost posibil din partea unităților școlare, din partea inspectoratului școlar, s-a realizat. Apropo de autorizații în sine, practic noi nu ne implicăm în lucruri minore. De exemplu, apar lipsa gardului, iluminat, nu știu cine, care pot fi remediat imediat, atunci dăm un plan de conformare în care respectiva școală poate să-și rezolve aceste deficiențe într-un termen până la un an de zile. Deci nu facem în așa fel decât să poată funcționa școala. Numai elementele care sunt, cum să vă spun, foarte grave și care pun în pericol viața elevilor sau sănătatea elevilor, nu am exprimat greșit, structura de rezistență afectată, fără apă potabilă, fără grupuri sanitare, fără cubaj în sală de clasă, cu improvizații. Astea nu sunt autorizate. În rest, aceste anulări care sunt, care spuneți dumneavoastră de clase, sunt temporare pentru 6 zile, pentru o săptămână, pentru 2 săptămâni, ca să-și remediezi niște elemente care pot fi, dar nu, școala funcționează în continuare. Este un semnal de a atrage atenția ca să-și pună la punct niște lucruri minore. O altă temă abordată în ședință este și numărul mare al profesorilor suplinitori. Din 8200 de cadre didactice, 2000 sunt profesori suplinitori și doar 199 sunt cadre titulare în sistem. Încercăm și anul acesta să evităm introducerea în sistem a suplinitorilor necalificați. Cu toate acestea, avem în jur de 600 de cereri de suplinitori necalificați. La începutul săptămânii viitoare va începe etapa de suplinire a posturilor vacante. Tot reprezentanții ISJ au atras atenția asupra faptului că în Bacău sunt prea puține grădinițe, așa că se impune construirea a două astfel de unități. Din acest motiv, 400 de copii nu au putut fi primiți în grupa mică în noul an școlar. Nici în 2010 elevii nu vor învăța de pe manuale noi, deși fondurile alocate sunt mai mari decât cele de anul trecut. Doar elevii de clasa 1 vor beneficia de manuale noi. 70% dintre manuale au fost primite și 40% dintre acestea au fost deja distribuite. Chiar dacă vor avea de pe ce citi, sunt elevi care nu vor mai învăța anul acesta în aceeași școală. Asta din cauza reparațiilor care se realizează în unitățile de învățământ. Școala din Caraclău este una dintre cele care nu-și va deschide porțile la începerea noului an școlar din cauza reparațiilor capitale. Nemulțumit de raportul prezentat de reprezentanții ISJ Bacău, prefectul Neculae Olaru le-a dat întâlnirea acestora săptămâna viitoare pentru a prezenta un nou raport care să cuprindă numărul exact al școlilor care vor obține autorizații sanitare până la începerea noului an școlar.